a fost lansat nuclear adupreacia lui Ghila amenințările lui Coldea, asta nu face decât să confirme ce este o fier acoperit. Fostul FANAF, Sebastian Bodu, lansează o teorie interesantă dupreacia lui Sebastian Ghila declaraile lui Florian Coldea. După amenințarea generalului Coldea cu triangul, pentru teredare, a reacționat Sebighi, spunând ce lui i se adresează. Mulți au preluat această teorie. Pe punct asta nu face decât să confirme ce Sebighi este o fier acoperit, ce un om obișnuit, fără acces la informații sensibile, nu poate fi acuzat de teredare. Vorbim despre un om care, cu firmele lui, a contractat cu toate autoritățile statului, castigând toate licitațiile pe servicii IT, în valoare total de miliarde de euro, din banul public. Care licitații niciodată nu au fost anchetate. Nici măcar acum, când e fugit din AR. În schimb, i-a anchetat pentru chestii ridicole, gen dosarul Tony Blair. A ce, atunci când ve mai întrebai de ce nu avem spitale și autostrăzi, gândi-vă la contractele lui Ghi, scrie Bodu, pe Facebook. Fostul deputat Sebastian Ghic a susținut ce se simte vizat de declarațiile lui Florian Coldea, precizând ce acestea reprezintă amenințare la adresa lui. Precizarea, după ce fostul prim adjunct al SRI a făcut referire la persoane care teredează interesele CERI, dând exemplu pilda lui Iuda. Se spui despre un om, oricare ar fi, ce va avea un destin tragic sunt cuvinte care nu au ce se caute în nicio dezbatere parlamentar. Me simt vizat sublinierei me simt amenincat. O să vorbesc cu avocații, nici nu subliniere tiu ce se fac, ce măsuri de protecție se iau, aci văzut ce s-a întâmplat în Londra, ce au făcut serviciile ruse subliniere ti. E evident o amenincare la adresa mea sublinierei me tem, de aceea am sublinierei fugit din România. Ce a sublinierea se gânde subliniere te? Astăzi vede ce public, nu pe ascuns. Sunt amenințat cu moartea, a declarat Sebastian Ghic la Antena 3.